Bună seara, A-listers! Ne le întâlnim la Love is Fun, but complicated. Așa că v-am obișnuit în fiecare seară de miercuri de la ora 20:00. Raluca, stăm iar noi două de iarăși noi două. Parcă ai zis așa cu un pic de tristețe. Melancolie, așa că îmi place. Și m-am gândit că în întâlnirile astea ale noastre nouă ne place să stăm un pic mai tehnic sau să aprofundăm poate puțin mai mult subiectul și cred că ar fi foarte fain să vorbim astăzi despre critică și mai mult despre sentimentul ăsta că uneori nu sunt suficient. Asta e un subiect extrem de interesant, mai ales că nu cred că există om în lumea asta care, care să nu se fi gândit măcar odată că nu este destul ceea ce face, că nu este suficient cum face. Și apoi, sigur, extrapolând de la aceste două lucruri, că nu sunt eu suficient, că este ceva în neregulă cu mine. Și este, dacă ne uităm cumva și istoric, natural să se întâmple asta, pentru că facem parte din niște generații, atât noi la noi în țară, cât și în alte părți ale lumii, unde odată cu dezvoltarea și odată cu a ne da seama că putem avea atât de multe lucruri, ne dăm seama în același timp că nu le putem avea pe toate, dar există în spate dorința și atunci împingem limitele extrem de mult. Și riscăm și foarte mult. Riscăm și din punct de vedere fizic și riscăm și foarte mult din punct de vedere psihologic. Gândul ăsta în care se ascunde în spate și care poate ne îndrumă către tot felul de activități și a vrea și mai mult. Poate unde ne oprește și a ne bucura cu ceea ce avem, de a sta în momentul respectiv, de a sta într-o reușită pe care o avem. Eu întâlnesc foarte multe și mă întâlnesc asta și în povestea mea de viață, dar și în povestea altor clienți cu care mă întâlnesc. Faptul că în momentul în care am o reușită și mă bucur că am îndeplinit un lucru pe care mi l-am propus și la care am muncit o lungă perioadă de timp, mintea mea nu mai e acolo. Se duce direct în care e următorul pas, pentru că am nevoie din nou să-mi validez, am nevoie din nou să-mi potolez gândul ăsta că okay, trebuie să fac și asta, pentru că dacă o să fac și asta, atunci sunt suficient de bun sau e posibil să simt că sunt suficient de bun. Și cred că e așa un hău care parcă niciodată nu se umple, parcă e sacul ăla care e găurit la fund și oricât de mult ai pune acolo, tot există o pierdere. Pentru că, într-adevăr, niciodată nu o să fie suficient. Întotdeauna, cu lucrurile pe care deja le-am obținut, ne-am obișnuit. Mi se pare natural că le avem, mi se pare natural că le-am obținut. Și sigur că următorul pas este automat, de acum înainte, unde merg mai departe, pentru că niciodată nu o să fie suficientă dezvoltarea noastră. Tocmai pentru că avem acces la atât de multe lucruri, pentru că putem face atât de multe lucruri. Și apoi trebuie să ne mai uităm, apropo de această credință de care spuneai tu, gândurile noastre, acelea centrale, la faptul că toate acestea vin cu niște mesaje puternice din partea, acum fără să învinovățim pe nimeni, din partea părinților noștri, care pe de o parte, pentru că și-au dorit foarte tare ca noi să creștem foarte mult, ne-au oferit aceste impulsuri, tu trebuie să poți, tu poți mai mult, haide, tu trebuie să îndepășești mie condiția, dar pe de altă parte, tehnicile pe care le-au folosit în a face acest lucru și în a ne împinge în direcția asta, au fost tehnici care sunt de fapt o consecință a generațiilor anterioare și au venit de multe ori cu critică, de multe ori cu perfecționism, de multe ori cu nu neapărat recompensarea momentelor în care făceam bine, cât mai degrabă penalizarea a momentelor în care nu eram suficient de buni. Și atunci, bineînțeles că noi continuu ne gândim la faptul că se adaugă și acest mecanism. Dacă cumva greșesc, atunci voi păți, în ghilimele, voi păți ceva, mi se va întâmpla ceva. Ceilalți mă vor respinge, ceilalți nu mă vor iubi, pentru că știm că de multe ori auzim asta. Dacă nu, atunci nu te mai iubesc. Da. Sau fă lucrurile ca să te iubească mama. Și cred că aș extrage din ce ai spus tu faptul că îmi doresc să reușești mai mult decât mine, să o duci poate mai bine decât mine, din vari puncte de vedere, dar felul în care această dorință de a-l ajuta pe cel mic a fost îmbrăcată cu hainele astea ale perfecționismului și ale criticii. Și bineînțeles că sunt aceste două voci pe care le avem fiecare dintre noi în mintea noastră. Această voce care vine și spune niciodată nu este destul, tu niciodată nu poți. Dar și avem aceste două elemente, negația în asociere cu persoana proprie și apoi perfecționismul, care este, mie îmi place să zic chestia asta, că perfecționismul este vărul primar al criticului, pentru că perfecționismul de foarte multe ori așa îmbracă o haină din asta a bunătății și a grijii față de noi înșine, dar eu îți vreau binele. Exact. Dar eu de fapt te împing să
faci toate lucrurile astea pentru că vreau ca ție să-ți fie bine. Da. Și de multe ori acest critic cu perfecționismul puș la aceeași masă ajung apoi să construiască imaginea asta de ansamblu că nu suntem suficient de buni. Știi, uite, te auzeam că ai povestit cumva de felul în care se construiește gândul ăsta de nu sunt suficient de bun și care sunt elementele. Și ai povestit și am povestit despre implicarea asta, educația, mesajelor care ne sunt transmise din partea părinților. Ce altceva mai contribuie la consolidarea gândului ăstuia? Că bănuiesc că nu e un singur lucru. Nu, sunt și toate aceste mecanisme sociale în care ne învârtim și noi facem parte dintr-un sistem educațional în care foarte mult s-a mers pe zona asta, în zona asta de penalizare, de foarte multe ori în zona de rușinare, de învinovăție. Și aș mai zice aici, pe lângă asta, și scuză-mă că te întrerup, aș mai zice și competiție. Și competiție. Competiția nu este neapărat o problemă atâta timp cât competiția este îmbrăcată într-o haină bună. Da, da. Și atâta timp cât cumva mesajul este că nu ești în competiție neapărat cu ceilalți, și cu cât tine. Ești în competiție cu tine și că ok, vrei să faci mai mult. Sigur, tot timpul ceilalți vor fi reper pentru noi. E foarte dificil să ne extragem din societate, să nu ne uităm și la cei din jur. Și da, asta e un lucru normal, să vedem un pic și ce fac ceilalți, pentru că e dorința noastră de integrare, dorința noastră de a ne simți în contexte sociale ca fiind prezenți acolo. Să pe de altă parte, ceea ce am întâlnit eu din experiența personală sau ce am auzit din experiențele altora raportat la partea asta de competiție în mediul academic, e foarte mult despre uite-te la celălalt, că celălalt face mai bine, dar tu de ce nu poți să fii ca X coleg și așa mai departe. Dar X cât a luat? Exact. Asta nu poți să aud, te rog, asta e întrebarea cu care eu am fost întâmpinată de fiecare dată acasă. Pentru că de cele mai multe ori este competiția și în zona asta socială și atunci nu sunt numai mesajele care vin din partea părinților, cât și mesajele care vin din sistemul educațional, care din păcate ne prezintă un soi de competitivitate nesănătoasă și pe de altă parte este dificil să ne uităm la sau să vedem repere din punct de vedere a performanței. Cumva asta este iarăși o problemă. Dacă ne uităm la sistemul educațional, foarte greu mai găsim din păcate repere și persoane la care să ne uităm și să spunem ok, de acolo pot să-mi extrag informații și nu numai informații, ci am un model de om în întregime. Și îmi pare rău că spun asta, dar cred că nu e un lucru pe care l-am văzut eu, cât mai degrabă îl vedem în jurul nostru. Și atunci de multe ori se întâmplă să apară un soi de derivă din asta din punct de vedere a identității, a cine sunt eu. Și cu toate mesajele din spate, eu ajung să spun despre mine că nu sunt destul. Ok, ca să mă asigur că am înțeles. Sau, și asta o să vină cu o întrebare, probabil. Ceea ce ai spus tu acum e faptul că poate pentru că nu am modele sau că nu văd un model în întregime în societate, cumva ajung să mă întreb, apare întrebarea asta cine sunt și prin faptul că nu merg să explorez lucrul ăsta, compensez cu lucruri, activități în care mă implic, în competiția nesănătoasă, în critică față de mine. Da, doar că eu cred că aici e important să ne referim la faptul că vorbim despre adolescenți și despre tineri care își caută identitatea și caută repere în direcția asta. Și nu ne putem aștepta ca un tânăr să nu aibă nevoia asta de a găsi în jurul lui oameni de la care să înveți, pentru că noi știm că modelăm comportamentele oamenilor din jur și știm că creștem într-un context social. Și dacă modelăm comportamentele oamenilor din jur, asta ce înseamnă? Că fără să-mi dau seama, eu modelez, îmi atribui și mesajele pe care eu le aud și ajung să devină vocile mele interne, să-mi spun și eu aceleași lucruri pe care le-am auzit. Că modelarea nu e doar cea a comportamentului, adică nu mă uit doar cum face părintele meu un anumit lucru sau cum reacționează într-o anumită situație dificilă, ci și lucrurile pe care le spune, credințele pe care le are, vorbele pe care le adresează în anumite situații. Ajung să fie modelate și în creierul nostru, nu doar în comportament. Da. Ajungem să le folosim în ceea ce ne privește pe noi înșine și ceea ce e cel mai interesant este că ajungem să le folosim în ceea ce îi privește pe cei care ne urmează. Pentru că de multe ori ne trezim în relație cu copiii noștri, ajungând în viața adultă, chiar dacă noi rațional ne spunem, nu este ceva ce eu mi-aș dori să-i transmit copilului meu, eu nu o să-i mai spun asta, eu nu voi face niciodată ca mama sau eu nu voi face niciodată ca tată și ajung fără să-mi dau seama că sunt în anumite puncte din punct de vedere emoțional, în anumite momente din punct de vedere emoțional, când de fapt eu replic niște comportamente și aud niște replici ale acelorași mesaje, doar că de data asta le spun eu. Și avem nevoie aici cumva de foarte multă muncă cu noi.
să vedem de unde vin lucrurile astea, să le înțelegem, să le acceptăm, pentru că totuși e o voce interioară, vocea asta a criticului, a perfecționistului, e o voce care va călători cu noi, ne-am format așa, ne-am modelat așa. Însă aici avem nevoie, și asta spunem și în procesul de terapie, că avem nevoie să ne construim și o voce a unui adult sănătos. Un adult care vine cumva cu vocea lui interioară și îl liniștește și pe adultul ăsta care uneori simte așa că ne biciuie pe interior cu critica asta și că nu ne dă pace. Și poate că ar merita să ne gândim la cum ar suna vocea acestui adult sănătos. Știi? De fapt, ce ar trebui să spună adultul acesta pentru a-l ajuta pe celălalt să gestioneze mai bine ceea ce simte. Aș merge un pic într-o zonă în care mi se pare că nu am abordat-o în discuția noastră. Care sunt, de fapt, nevoile în spatele acestui gând de I'm not good enough? Că mi-a venit asta de la vocea, ce ar trebui să spună vocea părintelui sănătos? Pentru că avem nevoie să auzim ceva. Și o nevoie apare sau se intensifică în momentul în care nu este îndeplinită în anumite situații, în copilărie, în momentele astea în care avem nevoie de adulți să ne reglăm din punct de vedere emoțional sau să învățăm cum să ne reglăm emoțional. Care ar fi nevoile din spatele unei voci de nu sunt suficient de bun? Păi, în primul rând, sunt nevoile bazale pe care fiecare dintre noi le avem, de a fi înțeles, apreciat, iubit, acceptat. Sunt nevoi cu care ne naștem, sunt nevoi pe care le căutăm încă de când suntem extrem, 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 extrem de mici. Dorința asta de a simți că cei din jurul nostru ne vor în preajma lor și că le suntem suficienți. Suntem suficienți așa cum suntem, nu este nevoie să facem mai mult sau nu este nevoie să fim mai mult. Iar apoi, când vine vorba de a face mai mult, toate lucrurile pe care le facem mai mult, le facem pentru că vin în concordanță cu dezvoltarea noastră și cu caracteristicile noastre. Și atunci astea sunt următorul nivel al nevoilor, de a ne fi solicitate lucruri care sunt în concordanță cu ceea ce noi numim în psihologie zona proximei dezvoltări, adică ceea ce eu pot să fac în acest moment și să nu mi se ceară la o distanță foarte mare lucruri, ci să mi se ceară în zona proximei dezvoltări, adică foarte aproape de unde sunt din perspectivă emoțională, comportamentală, deci, cumva, academică. Să nu pun un obiectiv foarte mare sau să nu mi se ceară ceva, un lucru la care am nevoie să ajung în mai mult timp, ci să mergem pas cu pas. Să mergem pas cu pas și tot timpul să ne uităm de unde am plecat și unde am ajuns. Și acest exercițiu este unul foarte dificil de făcut, tocmai pentru că de cele mai multe ori nouă ne este ușor să ne obișnuim cu binele, cui nu este ușor să obișnuiască cu binele, și dacă ajung un pas mai sus și sunt mulțumit de asta, am tendința să uit de unde am plecat și am tendința să spun, păi da, așa ar trebui să fie cum este acum, fără să-mi dau seama că de fapt eu am un parcurs. Și atunci a ne uita la lucrurile pe care noi le-am obținut este un exercițiu esențial pentru a vedea creșterea și pentru a vedea că de fapt cu fiecare pas am adăugat încă puțin mai mult. Deci practic să ne urmărim procesul, pentru că asta mă duce cu gândul la ceea ce am spus eu mai devreme, la faptul că nu ne mai uităm și nu mai suntem mulțumiți în momentul în care ne atingem un scop sau în momentul în care am făcut un pas în plus în procesul nostru de dezvoltare. Și e important să învățăm să ne monitorizăm noi pe noi, să ne batem poate pe umăr, să zicem, știi, a fost dificil, dar cred că am făcut o treabă bună și că, da, poate că nu sunt în ultimul punct în care mi-aș fi dorit, apropo de tot procesul ăsta, nu am ajuns la scopul final, dar uite de unde am plecat și uite câți pași am făcut. Și mai trebuie să mai uităm la un lucru aici, apropo de nemulțumire. Nemulțumirea este una dintre caracteristicile importante ale procesului de dezvoltare. Dacă am fi constant mulțumiți de lucrurile pe care le-am avea, cel mai probabil n-am mai face lucruri să obținem altele noi. Deci nu e o problemă că suntem, hai să zicem așa, nemulțumiți sau că ne dorim mai mult. Ci problema este că nu mă uit la acest parcurs, cum ziceam mai devreme, și că nu văd lucrurile ca pe niște pași prin care eu vreau să trec, cât mai degrabă ca pe niște etape emoționale. Nemulțumirea de multe ori este caracterizată de o cantitate mare de frustrare. Și atunci când sunt frustrat, de multe ori creierul ce va face? Va avea nevoia constantă de a-și regla emoția și nu se va mai uita atât de mult la parcurs, la pași, la obiectivul pe care eu la ceea ce mi-am propus. Și la ce trebuie să fac ca să-mi liniștesc emoția respectivă. Sigur. Să aduc și mai mult, și mai mult, și mai mult. Pentru că dacă voi face acum mai mult, atunci emoția mea pe moment se va reduce. Numai că asta, de fapt, de cele mai multe ori nu ne lasă să vedem imaginea de ansamblu, cât mai degrabă rezolvăm bucățele mici. Știi? În momentul și pentru ăsta... o perioadă foarte, foarte scurtă. Îmi liniștesc emoția atunci și, de fapt, nu mă uit la tot procesul și încerc să liniștesc o emoție care
S-ar putea să meargă pe un termen mai lung. Iar apropo de ce spuneai mai devreme, care sunt nevoile? Și nevoile astea sunt de validare, acceptare, apreciere și spuneai de voce și cum ar trebui să sune ea. Uh-huh. Eu cred că în situația asta vocea acestui adult ar trebui în primul rând să aibă mult mai multă blândețe. Nu trebuie să aibă neapărat niște cuvinte, cât să aibă un ton. Exact. Și eu mereu întreb cum sună. Îmi întreb clienții cu care lucrez pe partea ta de voce critică. Cum e vocea asta critică a ta? Ce ton are? Și de multe ori vocea asta țipă sau dă cu pumnul sau e foarte amenințătoare. Pe de altă parte, mulți dintre ei îmi spun, știu, uite, aș avea nevoie pur și simplu să-mi spună cineva lucrurile cu calm. O să pot să-mi spun eu mie lucrurile cu căldură. Mm-hmm. Că de fapt, nu e despre discurs și despre... Da. Și de multe ori știi că ne gândim la faptul ce face o persoană perfecționistă, o persoană critică, muncește extrem de mult, face foarte multe lucruri, are această încărcătură a nemulțumirii care vine cu frustrare și care vine cu multă tensiune, interioară și de multe ori de fapt nevoia pe care o avem este să vină cineva și să ne spună de fapt ce am fi avut nevoie, să vină cineva să ne spună ai făcut-o, e ok, e în regulă, ai avut o treabă bună. Și dacă n-ai ieșit acum, poate să fie o lecție asta și... Să nu te bați atât de tare, pentru că sunt sigur că data viitoare o să iasă mai bine decât ai ieșit acum. Și toate aceste lucruri nu au o vârstă la care trebuie să apară. Adică noi nu vorbim aici numai despre adolescenți sau despre copii sau despre tineri, ci vorbim despre orice categorie care simte că e obosită. Cred că asta este o caracteristică a acestui a nu fi suficient de bun. Faptul că suntem obosiți, faptul că foarte repede ne simțim tracasați de diverse lucruri. Faptul că, de exemplu, dacă ne uităm la... Și la discuțiile pe care noi două le avem, în anumite momente când ne mai intervine ceva în program și zicem, dar eu nu mai pot și asta, dar pentru mine e prea mult, dar eu nu mai vreau și lucrul ăsta. Și asta nu e pentru că nu am putea să le facem, ci pentru că noi avem în spatele minții faptul că nu putem refuza, pentru că dacă refuzăm s-ar putea ca asta să însemne că nu suntem suficient de buni și dacă ni se oferă o oportunitate, noi trebuie să o luăm pentru a crește. Pentru a demonstra. Pentru a demonstra și atunci sigur că de multe ori noi ne supraîncărcăm cu diverse lucruri fără să ne dăm seama că de fapt asta nu face decât să ne maseze nouă bucățica aia din creier care pentru moment ne zice e bine, e foarte bine, bine că ai făcut toate lucrurile astea. Așa se face. Da, atunci cred că e important să ne dăm seama că nu contează neapărat vârsta și noi putem lucra cu aceste mecanisme la orice vârstă, dar în primul rând contează să evaluăm un picuț statusul și să vedem ce ni se întâmplă în acest moment. Acum trăim toate aceste lucruri, de unde vine povestea asta și apoi să construim acea, cum spuneai tu, voce a adultului sănătos, care de fapt nici nu trebuie să spună lucruri atât de complicate, cât mai degrabă să le spună cu un soi de blândețe și de grijă. Și de înțelegere. Și întrebarea clasică pe care o punem în situația asta, cum ai fi avut nevoie să vorbească ceilalți cu tine atunci când ți-a fost greu sau atunci când simți că nu ai fost, când tu simțeai că nu ești suficient de bun? Ce ai fi avut nevoie să-ți spună? Care era discursul pe care ai fi vrut ca ei să îl aibă? Și de multe ori ne ajută să ne punem, uite, aici în fața noastră un scaun și să ne imaginăm că sunt oamenii ăștia în fața noastră și ne spun asta. Pentru că sau poate să scriem și o scrisoare despre cum mi-ar fi plăcut să am nevoie să scoatem în afara noastră lucrurile astea și nevoile și să le și vedem. Și noi de multe ori recomandăm în întâlnirile noastre a scrie sau a împărtăși sau sub o formă sau alta. Și până la urmă, dincolo de asta, toate acestea trebuie să fie transformate apoi în niște comportamente. Da. Și cel mai dificil pas este acela. Știi că noi avem de foarte multe ori impresia că ne schimba gândurile cel mai greu lucru. Nu. Gândurile, mecanismele astea de cele mai multe ori nu se schimbă. Noi adăugăm alte mecanisme pe lângă ele. Dar schimbarea comportamentului e dificilă. Știi, momentul acela în care pentru a lucra cu acest perfecționist și cu acest critic din mintea noastră, alegem să-i spunem cuiva, pentru mine asta este prea mult. Să spunem nu? Să spunem nu, să spun nu mai pot acum. Da. Fără să vină apoi cealaltă bucată din mintea noastră care zice, cum, nu mai pot? Păi ce fel de om ești? Exact. Ce fel de profesionist ești? Cine spune asta? Păi te credeai... Da. Și apoi vine, știi că e ca un bulgăre. Refuz, încep să mă autoblamez că am refuzat, vocea aceea țipă tot mai tare pentru că ce se întâmplă când schimbăm comportamentul? Toate mecanismele mentale urlă mai tare decât au făcut-o înainte pentru că facem ceva și diferit. Și n-am îndeplinit nevoia, așa că se intensifică toată frustrarea, toată teama, toată nevoia de validare și vin buluc peste noi. Și până la urmă este ideea asta de a învăța, să îmi dau seama că tot ceea ce eu am exersat ca acea voce în rolul acelei voci adultului
E acolo, eu o știu, va țipa mai tare și e nevoie să o activăm mai tare în momentul în care schimbăm comportamentul și să ne reamintim că, de fapt, nevoile noastre sunt altele, că dorințele noastre sunt altele, doar că avem niște automatisme acolo. Adică niște comportamente pe care le facem, le-am învățat de timpuriu și atunci le folosim mereu și mereu și, apoi și ne e ușor să facem asta. Vine 2-4 milisecunde, nici nu ne dăm seama că se întâmplă. Pentru că simțim că așa se face. Da, și da. De asta vine și greu, ne vine și greu să aducem un nou comportament. Și apoi să ne reamintim că o să existe recăderi, știi? Adică niciodată nu o să se termine povestea asta. De multe ori ne întreabă și clienții, ok, dar când se termină toată? Păi niciodată nu se termină. Adică toate aceste lucruri s-au așezat în mintea noastră la o vârstă atât de mică, încât să scoatem bucata aia din creier este imposibil. Și e ca și când am scoate o parte din noi, dar e imposibil, așa cum spuneai și tu. Da. Atunci e un proces de creștere continuă în a ne crește din punct de vedere emoțional. La Luca am avut o discuție intensă. Și mă gândesc că... noi și mă gândesc că cei care ne urmăresc or să aibă nevoie foarte mult de rezumatul de la final. Dar până să ajungem acolo, aș vrea să vă mulțumim că sunteți alături de noi, să vă încurajăm să ne trimiteți în continuare întrebări pe Instagramul A-List Magazine sau pe Facebook, pentru că în fiecare zi de marți avem Q&A-ul unde selectăm din întrebările voastre, unele ne provoacă și atunci vrem să ne conectăm cu voi sub orice formă posibilă în momentul ăsta în care ne e tot mai dificil să simțim o conectare autentică. Și ne revedem așa cum v-am obișnuit în fiecare seară de miercuri pe Facebook A-List Magazine. Stați alături de noi pentru că avem și rezumatul, iar noi ne vedem miercurea viitoare la Love is Fun but Complicated. A nu fi suficient de bun are în spate două voci extrem de puternice. Criticul, care mereu ne spune că nu este suficient ceea ce facem, și vărul lui primar, perfecționistul, care sigur are cele mai bune intenții, dar de cele mai multe ori nu știe să ne transmită cum ar fi mai bine să procedăm. Poate că ar merita să fim atenți la toate aceste lucruri și să vedem care dintre aceștia doi urlă mai tare și care este vocea sau care sunt lucrurile pe care el le spune. Și pe lângă toate aceste voci critice și perfecționiste, avem nevoie să construim și o voce a adultului sănătos. Și poate vă întrebați ce e asta sau ce ar trebui să spună vocea adultului sănătos, dar nu este despre cuvinte, este despre tonul vocii, despre căldura cu care avem nevoie să ne spunem anumite lucruri și avem nevoie să ne încurajăm. Așa că gândiți-vă la cum ați avea nevoie sau cum ați avut nevoie în copilărie să vi se spună anumite lucruri.